Săptămâna asta ieri Moldova a făcut titluri de știri în câteva instanțe și chiar azi, cu un nou anunț de zboruri anulate, începem cu petiția angajaților. Cu ce vreți să începem? Nu, eu cred că noi trebuie în primul rând să-i atenționăm pe oamenii care ne urmăresc că situația la Air Moldova nu e deloc bună și dacă până nu de mult autoritățile statului băteau alarma și erau acuzate că periclitează activitatea companiei și o sabotează și îi strică imaginea, se pare că acțiunile companiei vorbesc despre faptul că nici măcar autoritățile nu le fac atât de rău cât își fac ei singuri lor. Săptămâna aceasta aflăm că Air Moldova a anulat toate zborurile din perioada 21-25 aprilie cu regret pentru toți cei care au avut zboruri cumpărate cu Air Moldova, mi se pare cu atât mai alarmant faptul că cei de la Air Moldova știu că mulți moldoveni și-ar fi dorit în acest weekend de Blajin să fie alături de cei dragi. Adică o situație similară a fost de Paști, acum suntem de blajini. Zborurile au fost anulate și primul, primii care cumva au reacționat la asta a fost chiar autoritatea aeronautică, care a anunțat că a inițiat un control inopinat în contextul anunțului făcut de Air Moldova și aceștia mai, bat, mai atrag atenția consumatorilor, adică a clienților dezamăgiți că au posibilitatea de a-și revendica drepturile accesând un anumit link pe site-ul www.caa.md Protecția consumatorului pași de urmat în cazul anulării sau referirii, reținerii la un, un, un zbor Eu ar vrea să pun linkul și pe, în comentarii ca oamenii Deci aici aici puteți afla mai mult info despre zborurile anulate. Și o să, aici puteți afla mai mult info despre zborurile anulate. Așa. Ce cine, mai, cine mai comunică autoritatea aeronautică spune că a reclamat în repetate rânduri despre deficiențele grave de ordin financiar a operatorului și ne-a mai amintit că în luna noiembrie Air Moldova i-a fost solicitat prezentarea unui plan de acțiuni corective care să contribuie la remedierea situației financiare precare în care se află compania. Cei de la Air Moldova nu s-au conformat acestei solicitări și au fost sancționați contravențional suplimentar fiind emis o nouă prescripție inspectorială. Deci un limbaj destul de complicat pentru consumatorul de rând, dar de fapt ne arată că există niște pași care trebuie parcurși pentru a răspunde la întrebarea multora de ce nu le este suspendată licența de activitate pentru că trebuie respectate niște proceduri. În același timp, Air Moldova continuă să vândă bilete, deci să perceapă bani de la clienți să anuleze zborurile, iar dacă printre cei care ne urmăresc sunt cetățeni care s-au pomenit în această situație, împărtășiți-ne experiența voastră de a încerca să vă întoarceți banii, cu ce viteză vi s-a răspuns, ați reușit să obțineți banii înapoi sau nu, pentru că mie mi se pare, de fapt, o schemă de fraudă prin care compania percepe bani știind că este într-o situație complicată, respectiv, cu ravoință continuă să ia bani de la clienți, după care anunță că zborurile sunt anulate, dar aș Eu vrea să știu... Vreau să arăt un anunț de fix 59 de minute în urmă de când am început noi emisiunea, a apărut pe Facebook-ul lor. Așa? Ai văzut postarea asta? Nu. Compania Aireana Air Moldova va reuși să salveze... Tu să vezi? Da, da, da. O parte din zborurile anulate anterior. Deci, și câteva zboruri menționate aici. Bologna, Chișinău, Chișinău, Tbilisi, Chișinău, Chișinău, Verona, Chișinău. Stimați pasageri, vom continua să muncim pentru dumneavoastră. Echipa noastră în continuare depune străduință pentru a gestiona situația. Fiecare zbor operat sau restabilit se datorează unui efort colosal. Săptămâna viitoare, administrația companiei Air Moldova va negocia cu potențiali investitori un plan de acțiuni pentru a depăși dificultățile companiei. Vom reveni cu detalii. Air Moldova Limited, who can comment on this post. Lăsați gifurile cu DiCaprio pentru altă dată. Ok. E îmbucurătoare maniera în care se comunică, încearcă, am depus efortul, vrem să salvăm, pa, pam, pam, pam. Deci și e o informație recentă, dacă printre cei care ne urmăresc sunt oameni cărora le-au fost anulate zborurile, spuneți-ne cum s-a comunicat și cu voi. Între timp, angajații Air Moldova, 285 de angajații ai companiei, au lansat o petiție online prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la situația critică în care se află compania aeriană și cer președintei Maia Sandu să intervină pentru a salva compania de la faliment. Până în momentul acesta, înainte ca noi să intrăm în emisie, erau peste o mie și ceva de semnături la această petiție. Intervenția. Mai sandu, eu nu-mi dau seama cât de mult președinta are uh, rolul de a interveni într-o situație de genul ăsta. Uh, mi se pare totuși că autoritatea aeronautică este cea care trebuie să aibă un cuvânt mai uh, gălăgios de spus la acest capitol. Deocamdată, însă, se respectă, cum s-ar zice, procedurile. E foarte tristă a, situația de la Air Moldova, mai ales în contextul în care autoritățile noastre nu prea sunt în stare să controleze activitatea unicului operator național, chiar dacă aeroportul Chișinău, a, prin proceduri a, judecătorești, a revenit înapoi în proprietatea statului, se pare că totuși operatorul național continuă să fie în afara oricărui control. Ce să mai zic la capitolul ăsta? Avem o serie de comentarii. Iată, Stella ne scrie, zborul meu a fost anulat, am apelat la helpdesk câteva minute mai târziu, am modificat pentru 26 aprilie, în timp record am primit și răspunsul, zborul a fost modificat pentru data cerută. Așadar, la capitolul cel puțin comunicare pe timp de criză există semne bune. În mine personal mă îngrijorează foarte mult situația angajaților, pentru că acestea sunt locuri de muncă, acestea sunt salarii de care depind familii, copii, pâinea oamenilor și mi se pare că din partea autorităților este necesară o intervenție mult mai drastică la capitolul acesta să se Anunțe o stare de criză, să se facă ceva pentru ca acești angajați să fie cumva protejați de eventualele consecințe, un eventual faliment despre care se vorbește. Deocamdată, din preajma mea, oamenii sunt uh, confuzi pentru că au cumpărate bilete pentru viitorul foarte apropiat la evenimente importante. Au nevoie să participe și nu știu cum să procedeze, să aștepte ziua când li se va spune că i-a anulat zborul, să renunțe la zbor, să ceară banii înapoi. Deci, e o situație destul de incertă. Reiterez, cu atât mai dureroasă este cu cât se întâmplă în preajma unor evenimente în care multă lume, cetățenii -ai noștri, își doresc să ajungă acasă ca să-și vadă familiile și părinții. Eu, nu, știu dacă sfatul meu e potrivit, dacă cineva o întrebat sau nu și, și vrea să-l audă. Eu, tu știi, eu sunt o persoană independentă, nu-mi place să depind de nimeni. La 5 dimineața mă trezesc fără alarmă. Da, pur, și simplu, eu mă culc la 5.30, dar de asta la 5 se fără alarmă. Dar și prefer eu să fac, Și atunci când n-am un zbor, n-am un avion, n-am un bilet care să-l folosesc la aeroport, eu mă înscriu vrede e din RC, Divin Pulcean, câștig Tatarstan, cumpăr avion man și zbor în Găgăuzia, nașa, dragă. Te-ai interesat? Te-ai uitat la ceas? Nu, m am interesat că unii în continuare cred, cunoscând situația actuală și relațiile diplomatice, în continuare cred, se cred liber să urce într-un avion privat și să vină în Moldova. Mi-mi pare asta revoltător. Și ai dată, când ai multe resurse, îți permiți asta. Deși apple l a lansat căști de 700 dolari. E normal. Mm. <laughs> Fix așa și ei au multe... Octopusul ăsta are multe labe. Și înșarc chiu cu vai. Poate undeva să proscocească.